doar să vă reamintesc că e vorba de reabilitare la 610,4 km de drumuri județene și de 2233 de kilometri de drumuri de interes local în județe cum ar fi Cluj, Alba, Bistrița, Maramureș, Dolj, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Vaslui, Bacău, Harghita, Mureș, Hunedoara și Timiș. Valoarea programului depășește 3,8 miliarde de lei, sigur asta fără TVA, și a debutat cu o consultare amplă a autorităților publice locale, toate Consiliul Județene fiind invitate la CTU, de la Ministerul Comisia Tehnică Economică, de la nivelul Ministerului Dezvoltării Rurale și Dezvoltării Regionale și Turismului, să-și prezinte aceste proiecte. Județul Alba a fost un județ, adică unul dintre primele județe care s-a prezentat la această apreciere din punct de vedere al pregătirii proiectelor și inclusiv a necesităților. La ora actuală, aceste solicitări ale noastre se află în faza de pe sistemul electronic de licitație, public de licitație, pe SEAP. Și cum vă spuneam, avem 326,144 km de drum, din care 318,237 km sunt drumuri de interes local. Un alt proiect care este destul de interesant, apărarea împotriva inundațiilor la localităților Câmpeni, Baia de Areș, Lunca, Rieșului și un aval de acumulare în Mihoiești. E vorba de un dig undeva în aval de Câmpeni, la Lunca Merilor, așa se numește. Va fi un dig de 1,5 km. E prima investiție puternică care se va face. E vorba deocamdată aproximativ de 30 de miliarde care vor fi investiți în acest dig. În urmă cu o săptămână, printr-o hotărâre de guvern, s-a aprobat pentru Baia de Arieș o investiție privind Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș. E vorba de un centru pentru persoane cu dizabilități. E vorba de o investiție la Baia de Arieș de aproximativ 45 de miliarde, vorbesc tot în miliarde, de fapt, nu se pare mai așa. Da, ROR, da, întotdeauna spun ROR. 4,5 milioane, da, de RON, banii fiind un împrumut de la Banca Mondială, iar beneficiar, sigur, este Consiliul Local și Primăria de la și categoric cele aproximativ 50 de persoane pentru care va fi destinat acest centru. Un proiect pe PNDR, pe Planul Național de Dezvoltare Rurală, e vorba de hotărârea în privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenului aferent acestora din domeniul public al statului și din administrarea regiei naționale a pădurilor Om Silva, în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale din județul Alba și în administrarea Consiliului Local acestora. E vorba de peste 75 de drumuri forestiere care pot intra pe acest program al PNDR-ului. Beneficiari vor fi, în general, localități din zonele sau unități administrative din zona montană, care au foarte multe suprafețe de pădure în proprietate publică.